Am crezut că fac o glumă aici. Cine e chelul de pe scenă? Cred că m-ați văzut astăzi toată ziua alergând și ieri și tot așa. Am început cu Paul să colaborăm în prima fază ca fotograf-editor. Între timp s-a dovedit că s-au legat mai multe proiecte. Am ajuns și fotograf și videograf și cred că cel mai potrivit termen pentru colaborarea noastră este sunt producător și băiatul lui Paul. De ce am nevoie de un editor? De ce aș plăti pe cineva dacă pot să fac eu pe gratis acel lucru? Trebuie să vă gândiți din nou că nu-l faceți pe gratis. Oferiți timp. Timpul vostru e mai prețios decât banii pe care îi oferiți. Am nevoie de timp liber. Vreau să scurtez timpul de... Câți dintre voi aveți probleme la timpul de predare la clienți? Vă rog să aplaude oamenii respectivi. Anul trecut am reușit performanța cu Paul să predăm într-o săptămână fiecare nuntă până în septembrie când ne-am lovit de un weekend cu 3 nunți, dintre care și reprogramate, și acolo ne-a dus timpul la 2 săptămâni de predare. Să evit supra-solicitarea ca să-mi păstrez creativitatea. Odată ce-i dați la un editor, o să vedeți că vă crește creativitatea pentru că voi nu mai stați pe pozele alea. Voi o să faceți o parte din pozele care le-ați realizat, o să le colorizați și o să puteți să evoluați cu stilul. Aveți mintea mult mai limpede, mult mai clară. Să am timp pentru a-mi diversifica portofoliul. Câți dintre voi ați făcut un style shoot în ultimul an? Destul de puține mâini în sală. Gândiți-vă că vreți să vă duceți spre un alt stil, spre un alt tip de nunți. Aveți nevoie de un portofoliu mai diferit ca să puteți să mergeți în zona respectivă de clienți. Dacă aveți 2 nunți pe weekend, voi în următoarea săptămână o să stați să editați sau o să vă recuperați pentru că sunteți obosiți. Dacă îi dați unui editor, pe lângă că vi le poate edita pentru că lucrează full-time, 5 zile pe săptămână, e doable să faceți nunțile respective. Voi aveți timp să vă odihniți, să vă faceți și proiectele personale, sau nici măcar să vă schimbați stilul cât în sine să faceți ceva pentru sufletul vostru. Pentru că de multe ori uităm să facem ceva pentru sufletul nostru și să facem proiecte care cumva ne mulțumesc pe noi. Intrăm în zona aia de freelancing în care vrem să supraviețuim, să mergem mai departe și tot așa. Există 2 tipuri de colaborare, remote, trimiteți prin smart preview-uri, trimiteți brutul total sau îl dați fizic, pe un hard sau pe un SSD. Aici vă puteți lovi de mai multe probleme în ideea în care editorul vă va bate constant la cap cum să editezi aici, cum ți-ar plăcea aici, te sună să vadă dacă ești disponibil să le trimiți, poate vrei să pleci într-un concediu, asta nu o să funcționeze neapărat. On-site, mediul nostru, lucrăm, suntem toți la oaltă, facem schimb între atribuții și pe lângă avantajul ăsta, dacă cineva se întâmplă să nu poată să facă ceva, preluăm imediat responsabilitatea celuilalt. Cum predau nunta într-o săptămână și cred că mulți sunteți curioși de acest lucru. Eu fiecare lucru îl fac pe rând. Selecția mea o fac în fotomechanic, durează undeva la vreo 4-6 ore, am specificat și acolo, dăm la final între 900 și 1400 de poze clientului. Asta reprezentând undeva la vreo 10-20% din fotografiile realizate la eveniment. Depinde și dacă are civilă, n-are civilă, e cu cununie religioasă, știți voi. Cropul îl fac separat de colorizare. Ultimul slide, o să vedeți de ce îl fac separat, pentru că am nevoie de concentrare maximă. Cropul, atenție la detalii, am trecut acolo. Paul, cred că ai și zis ieri, să fim foarte atenți să fie curat totul în jur, inclusiv colțurile, și să petrec foarte mult timp, pentru că pe lângă pasiunea pentru fotografie, am o pasiune de film și trebuie să fie totul drept.
Nu pot să... Îmi stă pe creier, deși uneori nu le văd, pentru că mai este monitorul sau tot felul stau eu într-o parte și după aia mă sună Paul, bă, nu le-ai făcut tocmai cum trebuie. Colorizarea, sync și ajustare white balance. Paul editează toate pozele, adică editează toate pozele, trece prin calupuri de poze și meditează de la început, fiecare situație de lumină în parte, meditează colorizarea și white balance-ul și eu doar dau sync. Asta e cam o oră în plus pentru el la lucru, dar garantează succesul editării. Și după aia este exportul, care durează un pic de, în jur de o oră, pentru că facem și resize la fotografii și le dăm în două moduri diferite. Doar primul recomand, pe bază de comision per proiect. Fiecare proiect plătit. Plata la zi, cum ziceam cândva mai de mult când lucram în bucătărie. Pe bază de salariu nu recomand dintr-un singur motiv. Vara, o să fie multe evenimente, o să câștige bine, vouă nu o să vă convină. Iarna, nu o să-i convină lui, vouă o să vă convină că din când în când îi mai dați niște bani. Și am mai auzit la cineva internship și mentoring. Că le iau pe el lângă mine, că îl mai iau și asistent, că îl iau și editor, nu dau niciun ban că îl învăț. Nu funcționează neapărat bine, pentru că o să ajungeți la discuții și după aia o să aibă pretenții, după aia o să zică că sunt format lângă voi, o să fie tot felul de discuții. Trebuie să reținem câteva aspecte vitale atunci când calculăm salariul sau comisionul editorului. Tot timpul am văzut un angajat ca o investiție, nu o cheltuială. Asta încă de când lucram în bucătărie. De ce? Pentru că el produce pentru voi. Scutește timp, scutește nervi și vă dă anumite posibilități. Cinciui să-l priviți ca un cost de oportunitate, pentru că dacă voi aveți timp liber, puteți să produceți mai mult pe alte direcții. Sau dacă nu vă doriți să faceți mai mulți bani, măcar petreceți timp făcând ce vă place. Clientul suportă prețul final. Exact cum am zis anterior, trebuie să știți să vă bugetați proiectele. La o nuntă, pe lângă ziua nunții, e și pregătirea dinainte, trebuie să vă luați în calcul în prețul vostru atât ziua nunții, cât și cât timp pierdeți efectiv cu clientul. Orele de povesti cu el, semnarea contractului, că aveți, să zicem, 50 de clienți, zic. O oră, dacă vă ia să semnați contractul, sunt 50 de ore, un pic peste 2 zile. 2 zile dintr-un an care l-ați pierdut, numai că semnați contracte. Și alea, dacă tot le pierdeți, măcar să se justifice în prețul final. Și cum calculăm prețul unui editor? Orele lucrate. Cât, în primul rând, puneți-vă întrebarea cât vă valorează vouă o oră. Cât v-ați da vouă pentru editare? De asta zic, raportează totul la workflow-ul tău. Pentru că dacă, nu știu, considerați că 100 de euro ar trebui să primească un editor, în orele respective se merită să câștigi 100 de euro? Ceea ce e doable, e ok. Setează un preț standard pentru ora de lucru și standardizează fiecare tip de serviciu. Ce înseamnă asta? Editarea, de asta zic, plata se face la oră, în ideea în care nu orele efective de lucru, că poate să, exact ca holongării pe șantier, că lucrăm la zi, dar eu tot o lungesc vreo 2 luni și apoi dăm 80 de milioane. Pe ce? Că mi-ai tâncuit un perete. Editarea, există un timp optim de editare, fără pauze de țigară, fără pauze de mâncare, fără că mă duc până acasă, fără nu știu ce. Undeva în 10-14 ore, în funcție de nivelul de muncă, ar trebui să fie gata o nuntă. Se poate îmbunătăți pe alocuri dacă am ăsta e timpul optim la care poți să ajungi. Dacă aveți mai mult de atât timp care îl petreceți să editați, înseamnă că undeva ceva faceți greșit și atunci setați-vă câteva ore standard pentru editarea de botezuri, cununii civile, nunți. Faceți prețurile în funcție de ora de lucru, nu știu, dați 50 de lei pe ora de lucru. La o nuntă, dacă e între 10 și 14 ore, atunci ar trebui să fie între 5 și 7 milioane per nuntă.
Și exact cum zice tataie, de la Beauty Mafia există rezolvare la orice colaborare. Mulțumesc tare mult! Asta a fost prezentarea mea.